ce îmi place? Probleme cu candida intestinală și mă băunam și mi se umpleau picioarele în ultimul hal. Și prin simplu fapt că am învățat cum să beau apă, s-a schimbat radical. Asta până sâmbătă. De sâmbătă o țin într-o criză de fiere sau zic eu, o criză de vindecare. De nu mai știu de mine abia beau apa, abia mai mănânc, o țin doar în ciorbe, dar uh, mă foarte bine, adică mi-e rău de la fierea asta, mă doare capul de nu mai pot, dar am energie, un lucru care este foarte ciudat. Da, da, super, super. E, e parte, e procesul, da? E, adică, Stați că vreau să spun multe de date. Deci, parte din procesul de vindecare înseamnă scoaterea a tot ceea ce nu ne mai slujește. Este parte din acest proces. Fix așa cum tusea este parte din procesul de curățare, da? Expectorația este parte din procesul de curățare a plămânilor, da? A căilor respiratorii. Și atunci toată acea flegmă nu este altceva decât inflamația care începe să se curățe, dar La fel resimțim procese de vindecare în diverse părți ale corpului. Știu că avem pe cineva în echipă care după sub cu cum se cheamă apio? Asta de la Țelină, doamne. Be Bețele astea de la de la țelină. apio ai? Tige. Cum? Tige. Tige, exact, mulțumesc, mulțumesc. Tigele astea de la țelină, da, se face suc și au proprietăți extraordinare și a intrat într-o criză, da, de vindecare a rinichilor, în care rinichii au început să se curățe și, bineînțeles, că medicii nu găseau nimica, dar alături de hidratare și de alimentație corespunzătoare a reușit să, să se curățe. Super, Natalia, mă bucur, mă bucur tare mult. Știi uleiurile care susțină fierea, da? pe ce o citrice, e adevărat, și ghimbiru. zendocrin. Zendocrin, astea aplicate da. și citricele, oricum eu dimineața încep cu un smoothie din plante verzi și plante verzi, aici mă refer pe pădie și toate buruienile astea ce le mai găsesc acum prin grădină. Super, 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 foarte bine. Ce poți să introduci, dacă duci, dacă poți să duci, fantastic de bine deschide căile biliare, sucul de grefă, da? sucul fresh de grefă și poți să adaugi și câteva picături de ulei de grefă pentru că este practic din coajă și de obicei în freșul de grefă sau sucul de grefă noi nu punem coaja, logic. Deci asta ai putea să introduci și pe mine mă ajută super tare o lingură de ulei de măsline, o lingură, două, în care toc mărunt, mărunt usturoi. Da? Băut, pe stomacul gol ar fi ideal, dar pregătește-te că poate să înceapă a curăța, fierea așa buf, și iese, se manifestă și atunci ajută bine sorbenții. Atenție, nu recomand sorbentul cărbune pentru că el absorbe și mineralele benefice din corp, în schimb recomand sorbenții de tip spirulină, clorela, semințe de in, tărâțe de psilium, astea foarte bine fac și neapărat, dragilor, țineți minte un lucru. Riniche și ficatul iubesc căldura. Luați o sticlă de apă caldă sau, mă rog, dacă nu aveți, e o chestie de -aia medicinală din cauciuc, nu știu cum îi zice în limba română, și o umpleți cu apă fierbinte sau o sticlă de apă caldă și o puneți pe zona ficatului și stați culcat. Da? Adică, practic, Natalia, pui zona aia să, să fie fierbinte, să simți așa că te încinge acolo și stai culcată pe zona aia, ajută extraordinar și ceaiurea mare. Deci tot ce găsești pe lin, rădăcină de păpădie, armurariu, anghinare, îți și un litru de ceai, nu poți să bei, să mă rog, cât poți, cu înghițituri mici și pui cu, cu da, pe, pe zona aia, ajută fantastic de bine. Am rostopasca în grădină, bănuiesc asta. Rostopasca, rost da, tot, dar da, ți ți-ar trebui ceva mai puternic. Dacă poți să găsești niște. Anghinare și armurare sunt unele dintre cele mai puternice care, da. care poți să... Da? Și înghițituri mici. Mici, mici, nu, nu exagereze, practic îți bași limba, da? îți moi limba în, în asta. Da. Ok. Ponturi și cel mai mult mulțumesc pentru bootcamp ăsta. Eu am luat o pauză destul de lungă de la zoom -uri. Din ianuarie, de la provocarea care mi-a făcut-o, nu te-am mai urmărit, că nu am mai putut. Okay cumva așa mi s-a făcut bani de timp și de zoom astea și hop, am început o bot ului eu. Adică asta e un semn. Ce ar trebui să aici? Și mă bucur foarte mult că am participat. Fiecare zi am savurat la maxim. Am avut o grămadă de învățat și um, dar de fiecare dată mi-a aduce foarte, foarte, foarte multă liniște. Zon. Uh, timpul a petrecut alături de voi. Am avut de voi de toți. Super, super, mulțumim. Uite, uh, Ruben, te rog frumos că te văd aici uh, să-i trimiți ca și cadou special uh, Natalei un Zendocrin Detoxification Complex, dacă avem. Da? Sunt plantele, este diferit de amestecul de Zendocrin și merge fantastic de bine, sunt niște sorbenți extraordinari și plante foarte bine gândite pentru a uh, sprijini uh, curățarea ficatului. Da? Că acolo, practic. Poftim? Nu le pot lua? Le sunt capsule, bă, nu? Da, și n-am înțeles ce ai zis înainte de lua, să întrerupt. Cum să le iau? A, fix, fix așa cum scrie pe cutie. Da. De trei ori pe zi, mie îmi place să le iau pe stomacul gol, sincer. Adică mă simt fantastic. Pot să iau și două și trei capsule pe cu gol. sunt extraordinare. Și încep să curăț ficatul, da, într-un mod sustenabil. Atenție! Dacă simți că te ia cu rău, înseamnă că bagi apă cu sorbenți. Țineți minte! Soluția în fiecare situație de criză sunt sorbenții. Ei sunt ca niște sugative, ca niște uh, spangi. Uh, um, cum se cheamă spangi? Bureți, bureți, mulțumesc! Așa, ca niște bureți care absorb toxicitatea corpului și o ajută să nu se plimbe prin corp, da, cu durere de cap și cu de-asta, ci o scot în mod natural din, din corp. Ok? Mulțumesc! Cu drag, cu drag! Bun, dragilor! A, tărâțe de psilium, capsule de zendocrine diferite, de ce e recomandat? N-am înțeles, Daniela, întrebarea. Armurariu, pastile de la Dacia Plant da, Daniela, dar să știi că dacă, dacă mă întreb pe mine, mie îmi place varianta de ceai, ce ai macerat sau ce ai făcut, pentru că acel lichid și uleiurile esențiale care se dispersează în momentul în care venim cu acțiunea termică își au rolul lor terapeutic. Plus este hidratare, da? Ficată are nevoie. Să reacționeze fieră. Super, super, plus fieră, nu uitați! amărăciunea aia! puterea femeiască manifestată într-un mod artificial, testosteronul pe care l-am ținut. Bun, dragilor! Cum se, cum se consumă Monica Iubita? Avem pe grupul de soluții naturale un zoom special despre asta, despre sorbenți. Cum se consumă într-un smoothie, o lingură, în apă dimineață, pe stomacul gol, jup, băute. Dragilor, haideți să vă spun, este o chestie fantastică care s-a creat în ultima perioadă. Când mă refer la ultima perioadă, sunt ultimii 15 ani. Este o resursă inestimabilă la care bunicii noștri nu aveau acces. Se numește... Sunteți gata? Ră, 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 Trebuie bătate. să fie din alea, da? Bătaie de Google! Ați auzit de la? <laughs> Orice întrebare aveți, google Duck, duck, go, bla, bla, bla. Google-e, scrii! Cum se iau dorițele de psiliu? Și o să vedeți. Uh, acum, știu, glumesc, dar. dimineața până la 11, 12 noapte pe picioare, astăzi din nou după la 5 și ceva sunt pe picioare, dar ideea e care. Nu există scuze pentru faptul că nu știu. Da? Daniela scrie acolo, uh, Carmen sau nu știu, cine întreba acolo. Da? Uh, da, Daniela, Daniela. Nu, nu Daniela. Cine întreba de teresa? Monica. scuză mă scuză mă Daniela. Monica. scrii pe Google. Da, și fetelor de 2,4 ani, ai grijă că dacă le ai prea mult, fără, fără hidratare, există riscul să se constipe. A, teroida valorilor normale, da, logic, pentru că dacă se curăță corpul, după zendocrin, sunt bune pentru ficat. Ai, Daniela, iubita, cine te-a adăugat pe grup? Asta am crezut că deja le-am trecut în cele câteva isprezece oil camp pe care le-am avut. Zendocrin este pentru ficat, pentru rinic și pentru piele și pentru plămâni. Da? Și cu asta am încheiat subiectul de detoxifiere. Da? Pe tot ce înseamnă detoxifiere, zendocrin este amestec de detoxifiere. Da? Deci este extraordinar și poate fi luat ca tare, fix cum scrie pe cutie. Dacă nu știi cum, scrii pe Discord și o să găsești răspunsuri, pe soluții, avem o grămadă de zumuri, dar astăzi suntem în acest bootcamp pentacol metabolic, să vorbim despre, probabil vreau să zic, orcoholic, da? ce sunt eu, despre uh, valoarea muncii. Și o zic valoare. A, și înainte ca să rog și pe colegii mei din tot era, o văd pe la vine aici, da, o văd pe Rozica și mai văd și alți lideri care sunt aici, da, oameni, uite, cu Adriana deja m-am obișnuit. Adriana Balica trebuie să fie acolo, în față. Dacă nu e Adriana, înseamnă că n-am anunțat pe grup că sunt în zoom, da. Bun. Ideea e cu lucru. Sunt foarte, foarte multe lucruri care aș putea să spun despre lucru, începând de la de ce lucrăm până la preconcepția greșită că suntem blestemați să muncim pe acest pământ. Dragilor, long story short, Dumnezeu când a creat pământul, da? înainte ca să Eva să bage în gură mărul ăla vai de steaua lui da? și înainte ca să existe toate consecințele, Dumnezeu a dat o binecuvântare. Adică s-a uitat la toată creația și a zis, mă, toate lucrurile sunt perfecte, totul este bine. Și a zis așa, șase zile să lucrați și a șaptea zi să fie o, șapte, o, o zi de odihnă. În momentul în care noi ne raportăm la muncă ca la o binecuvântare, un drept bine meritat, o, um, cum să zic, un mod de manifestare intelectual, fizic, cognitiv, uh, emoțional, noi o să vedem întotdeauna munca ca fiind sprijinul nostru în procesul pe care îl alegem spre creștere, dezvoltare. Înmulțire, da? A ceea ce facem, expandăm imagine, uh, pardon, influență și putere de influență, împuternicire în continuare și stăpâniți pământul de împuternicire a resurselor pe care ni le dă Dumnezeu. Munca în sine nu este un concept greșit, nu este un blestem, nu este, ah, trebuie să mă duc la muncă. În momentul în care simți că domeniul în care activezi este o corvoadă, un blestem, o povară, cu siguranță ceva nu este ok. Pentru că munca trebuie să fie o binecuvântare. Ei, cum omul este foarte, foarte ingenios, el știe să întoarcă toate lucrurile pe dos. Și atunci există două extreme. De la echilibru de șase zile muncesc și una mă odihnesc, există două extreme. Una dintre extreme este muncesc non-stop. Șapte zile din șapte, 24 din 24, și aici întrebarea este de ce? Ce te-a împis în extrema aia? Ce te face să nu îți permiți momente de răgaz, de tihnă, măcar o zi pe săptămână? Tu cu tine, cu familia ta, cu whatever, da? cu ceva ce te scoate din priză. Deci aceasta este o extremă în care nu te mai bucuri de viață. Nu simți plăcerea, nu simți împlinirea. Și mai există, așa apropo, poți să fii foarte împlinit, dar aici vin cele trei oaiuri. Muncesc pentru că să am, pentru că mi-e frică că nu o să am. Muncesc pentru că vreau să fiu inclus, asta înseamnă că să am un job, să am nu știu ce. Muncesc pentru că vreau să fiu valorificat, să mă vedeți că sunt capabil. Muncesc ca să fug de realitate. Foarte, foarte multă lume cu părere de rău se duce și se înneacă în muncă, pentru că realitatea de acasă, relația cu familie, relația cu el însuși, este prea dureroasă să stea acolo în liniște 24 de ore. El cu el, cu Dumnezeu și cu natura. Da? Pentru că eu chiar cred că suntem legați fantastic de tare de natură. Deci asta este o extremă. Da? Eu sunt robul muncii. Ia, și... mere, eu... așa... Bun, o să vă rog să stați pe mute, Timea Patrașcu, așa, te-am pus pe mute. Adică deci că vă, vă și scot capacitatea de a face în mute. Așa, bun. La vine asta să... la vine cred că mi-ai scris ceva în privat, eu deja intrasem live și n-am mai observat. Bun. Ok, la vine ești cu deci, aceasta este o extremă în care eu nu îmi văd viața fără muncă, nu îmi văd valoarea fără muncă și acestea de obicei sunt oamenii în momentul în care le este luat jobul, le este luat statutul, funcția la care au ajuns, intră în depresie. Pentru că acesta este, îi spune în termeni psihoteologici, idol funcțional. Adică eu nu pot, eu nu mă descurc, eu nu știu, dar știu asta, să muncesc, să trag da, ca un cal, ca un catâr și să dau cu biciul mine. Aceștia de obicei sunt robi a statutului, robi ai banilor, sunt foarte mulți încătușați da, cu lanțuri de aur de joburile pe care le au. Și după care există cea mai Cealaltă extremă, și asta se numește Lene, în care nu mă odihnesc o singură zi pe săptămână. Eu din toate fac o odihnă continuă. Și îmi bag picioarele în ea muncă. Pentru că nu sunt suficient de apreciat. Pentru că șeful nu înțelege ce valoare am. Pentru că societatea nu mă apreciază suficient de bine. Pentru că părinții nu mă apreciază suficient de mult. Pentru că partenerul de viață nu vede câtă valoare existențială. Știu, sunt ironică. Dar numai să înțelegeți toate scuzele pe care le scoate creierul nostru. Mai mult ca atât, sunt oamenii care stau în frică. Și ăștia, și ăștia. De ce? Pentru că aici este frica de a-ți asuma viața. Îți este frică și există foarte mulți oameni la cărora le este frică să înceapă un job, un job sau să facă ceva, dar dacă nu o să am succes. Și atunci mai bine nu fac nimica și nu se demonstrează că eu nu reușesc. Le este frică să-și asume, dar dacă eu o să-mi iau o carieră și uh, de fapt nu este chemarea vieții mele. La fel, este frică. Fix așa cum acesta, acestuia este frică că dacă se oprește să muncească nu mai are valoare, hashtag orcoholicii născuți, cum sunt eu, și am fost învățată de mică, cine nu muncește nici să nu mănânce, și este bine sănătos să muncim. Atenție! Când noi muncim de frica ca să nu avem ce mânca, este o cu totul altă energie, și ceilalți, lenoșii, care, vezi domnule, da? și fiecare, și victima, și agresorul, și toți au scuzele lor. De ce zic asta? Pentru ca să înțelegem. Munca este o responsabilitate și este o binecuvântare. Este un dar divin. Și dacă nu mă credeți, mergeți la cineva care este, Doamne ferește, handicapat, țintuit la pat și întrebați-l dacă ar fi dispus să lucreze. Și o să vedeți că ar fi gata să dea orice, doar să poată să meargă pe picioarele lui și să aibă activitate. Bunica mea a fost oarbă ultimii 40 de ani, dar e întotdeauna căutat de lucru. Da? Dăm să curăț cartofii, dăm să cos ceva e, și pe unde a fost, întotdeauna a căutat ceva de muncă. Pentru că munca este o binecuvântare. Modul în care ne raportăm noi la muncă poate fi blestem sau binecuvântare, dar însă și munca în esență este doar o ustensilă, este doar o unealtă de a scoate la suprafață ceea ce suntem cu bune și cu rele, cu fricile noastre și cu potența pe care o avem. Și, da, dacă aveți întrebări, dragilor, aici o să, o să mă uit, dar, nu, dar o las aici, la vine, stă așa frumoasă, la vine, spune într-o de cât timp n-ai dormit? Hai, intri în clubul orcoholicilor? Uh, da. sunt pasăre de noapte, îmi place să stau noaptea și să lucrez. Da, și mie, Da, aici e o altă discuție. De ce noaptea? E liniște. Deci e liniște și pot să mă concentrez. Așa că îți convins că de asta cred că o fac și tu. Așa, deci e scopul pentru care fiecare muncim e diferit de la om la om. Nu așa e zis, că fiecare muncește unul de frică, altul că vrea să se afirme. Și totuși, de ce muncim sau de ce trebuie să muncim? Eu zic că pentru a obține ceea ce ne dorim și nu din alte motive. Pentru mine, munca a început când eram în liceu, îl ajutam pe tata, el era topograf și vacanța a zis ok, hai să mă duc să îl ajut. A început să-mi placă, pentru că de la părinți învățăm ce muncă, până atunci nu știm. Pe unii părinți vedem că sunt încântați de ceea ce fac, pe alții mai puțin încântați. Dar, ținând cu de tata, am dus pe el, am zis, ok, asta e o meserie faină, pot să mă duc să lucrez pe teren, lucrez și la birou, deci tot timpul e altceva, nu intri într-o rutină de care ai putea să te plictisești. Pentru că eu nu vreau să o viață întreagă să fac același lucru, să stau în fața biroului și să, să lucrez la hârtie. Așa că am ajuns să fac și facultatea, pe același domeniu, și intrăm în cât mai multe proiecte și competiții tocmai pentru ca să-mi văd valoarea. La acel moment, pentru mine, diploma era validarea că sunt bună. Adică ceea ce fac e bine. Dar în ultimul an de facultate am primit o replică care parcă și acum aud din partea unei profesori și le zice ceva de genul Voi, lor veți sta în birou, nu vor trimite pe voi la teren, la, la Nu Deci pentru mine ceva acolo sunt și eu deja mă vedeam în fiecare zi, mergând în alte zone la muncurat, seara veneam și îmi terminam partea de birou. Așa că am zis că e momentul să aleg, vreau să fac treaba asta, adică să stau la birou, cum am ajuns să facă colegele mele, sau să fac altceva. Și între timp m-am căsătorit, iar soțul a fost cel care m-a sprijinit să caut ceva ce îmi place. Ce îți ce să faci? La ce ești bun? Păi, tot ce ține de artă, de răbdare, e stare mediculoasă la chestii din astea mărută și zice, ok, ținând cont că el lucrează pe domeniul nuților, ce hai să vedem, poate faci ceva pe domeniul ăsta, să mergem împreună. am deschis o florărie, am lucrat 5 ani de zile, într-adevăr, și acolo m-am dezvoltat, am mers la foarte multe cursuri de florist, Înainte eu credeam că florărie e simplă, pui trei flori acolo, le legi, le pui un ambulaj de la mare și gata, buchetul. Dar am zis că vreau totuși să fie ceva mai special, o florărie mai aparte. Așa că prin intermediul florilor am adus multe zâmbete, dar munceam foarte mult. Era o perioadă frumoasă, dar din păcate avea soțul o vorbă pe care o spunea, dar nu o practica. 24 de ore în, în zi. 8 ore pentru somn, 8 ore pentru muncă și 8 ore pentru familie. Și ce exact. păi Stai din ore. De unde să stau? cu familia. După ce trec și alea 8 ore, să nu mai trec. Să la somn. Să de toate bine. Dar, din păcate, asta n-am mai putut să o fac după ce a apărut și Ștefan. Adică, a venit un copil care deja avea nevoie de atenția noastră, nu ne puteam să zic, știi, nu-ți mai acord timp că trebuie să meargă mie afacerea bine. Și de timp a venit și pandemia. <laughs> Așa că un an de zile am continuat cu Florăria și cu Ștefan, am încercat să nu-mi iau atât de mult de muncă și până la urmă a venit momentul în care a trebuit să mă hotărăsc până la urmă ce vreau să fac. Și tot soțul a fost cel care m-a susținut am renunțat la florărie, nu știam dacă voi mai avea un job, dacă mai deschid, dacă nu mai deschid, ce voi face. Dar pentru mine să știu că am suportul soțului și pentru că sunt alături de familie, în mod fizic și oricând asta a contat foarte mult. Așa că munca deja era pe planul 2, dar tot de la flori am ajuns la un domeniu asemănător, la uleiuri esențiale, care tot din flori sunt, bine, o parte din ele. Așa că schimbarea n-a fost foarte mare am ajuns să le folosim și prin faptul că spuneam și la alții de Uniuni esențiale, mi-am descoperit o nouă pasiune și împlinire. Am răbdare să ascult omul și asta am... Um, realitatea asta nu știam până n-am ce, citit cele cinci legi de la Maxwell. Și zic, mamă, deci nu credeam că una dintre calitățile mele, care eu nu o consideram calitate, e una dintre cele mai importante. Să asculți omul să-ți spună ce durere are, ce of are. Așa că mi-am dat seama că este un, o muncă pe care mi-o doresc să o fac de acum încolo, și pe lângă asta pot să fiu alături de familie, alături de soț. Și încă un lucru, nu mai trebuie să aștept pensia pentru a mă bucura de viață, pentru că majoritatea dintre noi așteptăm să ne pensionăm și că mă ziceau oh, o, să pot să stau liniștit, să-mi fac cariere, nu, dacă... <laughs> nu mai dacă... pensionarea o să o avem cu sănătate, dacă o să fim pe picioarele noastre și dacă tot am zis de viață, cum trece viața, facem așa un mic exercițiu de imaginație, să ne imaginăm o clepsidră tot nisipul care e în mod normal într-o clepsidră, să zicem că nu chiar jumătate, mă depinde de ce vârstă avem fiecare dintre noi, dar să zicem că o treime deja e jos. Dacă vizualizăm acel timp deja e trecut și nu mai putem să facem nimic, că vorbim de muncă, că vorbim de scopul pe care muncim, e timpul trecut pe care nu-l mai putem recupera. Dar dacă ne uităm la clepsidră, vom vedea că nu este nisip și în partea de sus. Dar în viață nu e chiar așa, pentru că e ca și cum am pune mâna pe clepsidă în partea de sus, nu mai știm cât timp ne-a rămas. Dar din toată ecuația rămânem cu ceva și anume acel fir subțire de nisip, care e la mijloc. În momentul prezent în care noi putem face ceva, indiferent că vorbim de job, bloc de muncă sau că facem ceea ce ne dorim. Așa că pentru cei care lucrează într-un domeniu care le place, ferice de ei, iar pentru cei care locul de muncă e o corvoadă. Mai le dau încă un exemplu care pentru mine a fost wow. Imaginați-vă că un an are 360 de, 365 de zile. 20 de zile din acel an sunt uh, acele zile de concediu. 20 de zile de concediu ni le luăm pe an. Depinde avem unde lucrezi. Dacă lucrezi unde vrei. Vrei. Dacă vrei. Dacă lucrezi unde vrei și ești propriul tău șef, poți să să-ți iei cât vrei tu. <laughs> Te rog. Mai ziceam, de cei care lucrează într-un domeniu da, care da. nu le place și aștept zilele de concediu cu cea mai e mare o... nerăbdare. Da, da, da. Sau mai așteptăm uitendurile. Alea sunt încă câteva zile care trec. În mai avem cele 8 ore de somn și se adună 121 de zile. Noi le dormim din un și să zicem că sunt 8 ore de muncă în care 121 de zile le muncim. Iar dacă din totalul zilelor, scădem tot ce am spus până acum, ne rămân undeva la 49 de zile în care putem să facem ceea ce ne dorim. Deci dacă lucrezi într-un domeniu care nu-ți place, totuși în decursul unui an, ai avea undeva la 49 de zile în care poți să faci ceea ce îți place. Dar întâi să cauți acel domeniu. Așa că să vă gândiți dacă voi munciți pentru visul vostru sau pentru visul altuia. Eu am ales să muncesc pentru visul meu și să fac ceea ce îmi place. Și să știți că în grupurile noastre avem o mulțime. Ați văzut că în bootcamp-ul metabolic Silvia a venit cu o grămadă de zoom informative. Și fiecare zoom ne aduce o altă energie, o altă informație. Avem resurse cu grămadă. Cam, cam asta a fost din punctul meu de vedere munca. Așa că, Silvia, mulțumim! Ha, eu mulțumesc! Eu mulțumesc tare, tare mult, dragilor! Și uh, la vine așa de frumos ai, ai, ai vorbit despre procesul ăsta. Dragilor, de ce trebuie să așteptăm pensia ca să ne bucurăm de viață? Este doar o minciună cu care ne alimentăm. Păi de ce nu mi-e bine? El las că o să vină cândva, când o să-mi fie bine. Când? Acum și aici este momentul viitorul și trecutul nu există. Acum și aici unde ești în viața asta? Te bucuri de ceea ce faci? Faci lucrurile egoist de frică pentru ca nu cumva să-ți meargă rău? Sau faci lucrurile cu convingerea că ceea ce faci aduce un impact și o schimbare majoră spre bine? De ce să lucrezi, uh, cum să zic, să eviți rău, da? să eviți ceva rău când poți să lucrezi pentru a aduce ceva bine? Este cu tot o cu totul altă energie când fugi fugărit de lup și când alegi după fluturi. Tot alergarea se cheamă procesul, dar energia este total diferită. Cum spunea, poți să te duci în Siberia să vizitezi Baikalul și să vezi cel mai curat lac, da, care există, și cu apă și cu resurse. Bă, și poți să fii deportat în Siberia, pe timpul comunistilor, tot Siberia este, dar este o cu totul altă energie. Până la urmă, Dumnezeu, viața ne direcționează, dar energia cu care mergem, că eu aleg să merg într-o direcție sau că mă simt constrâns să merg într-o acea direcție. Va fi un cu totul și cu totul alt rezultat. Și întrebare. De când și în ce concept am fost educați în, con în, în cultura asta de manipulare în masă, că trebuie să vină momentul ăla în care tu să fii pensionar. Ce o să faci la pensie? Nimic. O să mă odihnesc și o să mă bucur, iar altul trebuie să muncească pentru tine. Este un concept greșit. Pensia, ca, ca idee conceptuală, nu există decât într-un stat socialist comunist, în care altul muncește pentru altul. În momentul în care noi ne asumăm, ne asumăm viața și înțelegem că ceea ce fac eu acum și aici are impact și ce voi face în fiecare zi de azi înainte va avea impact, nu mai așteptăm momentul ăla în care să ne bucurăm de viață și altul să muncească ca mie să -mi fie bine. Nu despre asta este viața. Viața e despre ce fac eu acum și aici, să fie acum și aici bine. Uh, da, ne dorim toată viața libertate. Apropo, am avut un zoom cu Feli, uh, Feli Popescu despre povestea unui lider, da, și vorbea și despre energia banilor și despre lucrurile din astea. Ne dorim toată viața libertate și că nu avem, nu știm ce să facem cu ea. Mihaela, dăm voie să spun o chestie. Noi nu avem libertate dacă nu știm ce să facem cu ea. Dumnezeu nu ne-o dă. Universul nu ne-o dă. Iar dacă cumva reușim să o furăm, să o sustragem din acest univers, mamă ce ne -o luăm în cap. Pentru că nu știm ce să facem cu ea și ne ardem urechile. Ca să nu zic altceva. Da? Ne-o luăm big time. Și asta este valabil și cu succesul. Noi nu avem, eu nu am un milion de dolari în contul bancar acum, pentru că nu aș ști ce să fac cu el. Degeaba eu îmi imaginez că dacă aș avea un milion, eu aș face nu știu ce și nu știu cum. Bun, n-am un milion. Am 10 lei. Ce fac cu ei? Modul în care vei ști să-ți administrezi o oră acele 49 de zile de care zicea la vinea, libere, pe care deja le ai, chiar dacă ești angajat la faraon, vor determina modul în care o să-ți folosești cele 356 de zile, 100%, 100 puse în dispoziția ta. Și dacă există cineva care încă dă cu biciu și te obligă să mergi la birou de dimineață de la 8 până seara, este pentru că încă tu nu ai ști ce să faci cu timpul tău, dacă ar fi 100% al tău. Și cu părere de rău sau de bine, nu știu, mă rog, o constatare de fapt. În dotera, când noi suntem în dotera și în mare majoritate deja aveți un cont dotera, noi nu vorbim oamenilor care habar n-au ce sunt uleiurile esențiale, da? Vorbim deja la cei mai evoluați, mai crescut. Foarte mulți spun, Silvia, îmi doresc să ajung la libertate financiară, da? Spre exemplu, puteți să vedeți planurile de compensare dotera, apropo de muncă. Pentru mine dotera este și un job, pe lângă pasiune. Asta înseamnă că eu am angajamentul și responsabilitatea față de mine însă și față de Dumnezeu, că în fiecare zi ai provide, nu știu cum e în română, da? aduc aportul meu. Pentru că sunt o persoană autodidactă, autodisciplinată în ceea ce privește munca, eu nu mai trebuie să dau raportul față de șef. Șeful meu este Dumnezeu în cazul ăsta. Și foarte mulți vin și spun, uh, procur, provide, nu, provide nu e a procura, ai provide, în sensul de, nu știu, poate altfel, trebuie să existe și altceva. În momentul în care vin în dotera, oamenii vin cu mentalitatea de angajat. Eu îi spun rob la faraon, în care șeful trebuie să-mi spună ce să fac, șeful trebuie să-mi spună când am liber, șeful trebuie să-mi spună cât câștig, cât merit, șeful trebuie să-mi spună ce valoare am, care este statutul meu, rangul social în job, că am funcția, că sunt manager, că sunt director, că sunt bla, 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 ce e în capul meu sau care sunt visele mele. Susțin, furnizez. Mulțumesc, Emma. Da. Sper să te, să te avem, Emma, la, la zoom de traducere despre Aitove. Da, foarte fain. Uh, ok, focus panda. Uh, da, parte din ce sunt eu e că mintea mea zboară în toate părțile. Uh, bun, deci, pentru faptul că încă există un faraon care dă cu biciu, dar pentru cine nu știți, faraon a fost cel care poporul Israel l a pus în robie să lucreze și să facă piramide și, mă rog, alte construcții. Pentru că există un faraon în viața ta este pentru că încă tu nu știi ce înseamnă viața de om liber. Pentru că revenind, cel puțin, în jobul ăsta, dotera pe care eu o am, știți cât de mulți... Noi avem vreo 10.000 de oameni în echipă. Nu mai știu de când avem 10.000. Nu-i numărăm fiecare zi. Una din problemele numărul 1 pe care... Nu că probleme, nu e probleme. Expresiile, frazele pe care le aud numărul 1 este vreau succes, pă, dar nu vine succesul ăla spre mine. Dar Cineva trebuie să mă inspire, cineva trebuie să mă motiveze, cineva trebuie să-mi spună ce să fac. Păi asta este, via, cum să zic, minte de angajat. Minte de uh, rob, dar nu o zic. Vă rog frumos să vă detașați de cuvântul rob uh, promovat de Hollywood. Dacă există un o, o, o o conotație de rob mai sănătoasă, este în uh, Wind. Uh, um, română, cartea îi spune pe aripile vântului. Cred că așa îi spune în română. Vă amintiți ce relație era dintre stăpâna, mama, um, lui Scarlet, da, și robi? Ea îi vedea ca pe niște copii de care trebuie să aibă grijă, de care el este responsabil, când, nu, nu, când erau bolnavi, ea nu dormea. Robul, în momentul în care a venit Marea Emancipare și Războiul, da, Revoluția care a fost acolo dintre Sud și, uh, și Nord, vă amintiți una din problemele cele mai mari a robilor, care a fost plângeau că nu aveau stăpânii să le spună ce să facă și să aibă grijă de ei. Aia e o mentalitate de rob. Chiar dacă a venit un guvern, o putere măreață, să zică de azi înainte tu ești liber, poți să faci ce vrei cu viața ta. Ei nu au știut ce să facă cu viețile lor. Și mulți, și când zic mulți, în proporție de 80%, au ajuns vagabonzi, cred că în termenii noștri erau ceva de genul vagabonzi drogați pe stradă, și au ajuns să facă tâlhărie. Pentru că nu știau ce să facă cu libertatea. Nu-ți place unde ești, este pentru că nu ești gata pentru ce ar veni la următorul nivel. Fă-ți temele de casă, educă-te. Nu-ți place stare de sănătate, educă-te. Vezi ce poți să faci tu în fiecare zi și în fiecare moment pentru următorul nivel. David, ești aici. Spune-mi, te rog frumos. Uh, dragilor, copiii nu știu sunt cei mai mari indicatori. Ia, hai Hai, hai, hai cu la, la un zoom. Arăți perfect. Bun. Asta este fiul meu. Și una din fricile mele pe care le-am avut este că voi oferi o viață prea comodă generației următoare și ei nu vor ști ce e viața adevărată. Că n-au trecut prin nu ai ce să mănânci, n-au trecut prin nu ai siguranța zilei de mâine, n-a trecut prin faptul că părinții divorțează și tu trebuie să alegi între mama și tata, n-a trecut prin faptul că plângi și nu știi dacă mâine ce va aduce. Dar nu despre asta este. Este despre prețul pe care eu l-am plătit, asumându mi viața și arătând un exemplu pentru generația următoare. Spune-mi, te frumos, am vorbit ieri despre un joc și mi-a zis că sensul vieții este, nu știu, trei. Trei sensuri. Trei concepte. Mo moartea, adevăr și libertate. Și explică-te, frumos. Care e, sensul vieții, moartea, da, e absurd, e, toată lumea evită da, moartea. Da, e, sună depresiv, dar e de fapt cea mai fericită filosofie care poți să o ai în viață. Pentru că două lucruri sunt absolut inevitabile în viață cu adevărat. Nașterea și moartea. Viața și moartea. La fel de inevitabile. Și, practic, numai în momentul în care tu accepti moartea ca fiind un fapt care se întâmplă și îți dai seama că n-ai cum să scapi de ea fizic, numai atunci tu poți să trăiești o viață de care o să fii cu adevărat mândru, că atunci când mor să știi, da, eu am știut că în momentul ăsta o să vină, da, m-am pregătit toată viața, eu sunt mândru de ce am lăsat în spate și nu regret deciziile care le-am făcut. N-am regizat asta. Mai departe, al doilea concept. De, e, e life, a, a intrat da. David, aici așează-te în încoace cu mine. Al doilea concept e adevărul, să nu te lași mințit, să zic așa, de societate și de lucrurile care s-au impus pe tine, dar tot timpul să cunoști lucrurile pe, pro, pe propria ta experiență, pe propria ta piele, să nu lași alții, să, practic, să-ți instaleze mentalitatea lor în tine, ci să o ai tot timpul pe a ta. Iar a treia libertate, iar să nu te lași în lanțurile lumii și să nu trăiești o viață de care alții să fie mândri. Cum unii copii, nu dau cu nume, dar vă dați seama că așa sunt cazuri foarte multe. Se duc la școală, iau note bune, că așa au zis profesorii, se duc la medicină pentru că mama a spus să fie doctor, devine doctor chirurg că să-l facă pe tata mândru și la final ajung la 50-60 de ani și își dau seama că eu trăit viața lor pentru alții. Ei nu au trăit-o pentru ei. Ei nu s-au bucurat de ea, ei nu au avut libertatea experimentului, ei au trăit un drum făcut de alții. Și, practic, asta e al treilea concept, libertate, să nu să îți ai propria viață, să ți-o asumi și să spui, asta a fost a mea, nu a fost a altcuiva, eu am trăit-o pentru mine. Nu în mod egoist, ci slujind pe alții, bineînțeles. Asta e, asta, <laughs> trebuie, de lucru. Da, asta e cu e foarte fină linia, dar cât timp tu poți să-ți îmbunătățești viața, îmbunătățind viața altora. Dar important e alegerile care le faci, să le faci pentru tine. Ok, și monstru creat. Care din ei? Da, ăla cu kill me. Killing me softly. Da. asta -i. e. energia colectivă. dintr un joc care l-am jucat, în care practic niște oameni se luptă împotriva subconștientului colectiv al lumii, care dorința lui subconștientă colectivă era moartea pentru că oamenii nu își găseau sens în, ei, în propria ei, viață. Și ei nu că acceptau moartea. Acceptarea moartei și dorința este două lucruri diferite. Eu acum accept moartea. Înțeleg că da, o să se întâmple, n-am cum să evit, dar nu o vreau. Eu vreau să trăiesc. Dar subconștientul colectiv a unui om în depresie, zic așa, și a societății care e în depresie, ei merg până când se opresc. Nu au un scop. Nu au o, un drum, o viziune pentru care ei se zbat, pentru care ei vor să meargă. Ei pur și simplu să vină moartea, să termin și cu viața asta. Doamne ajută odată să scap de jobul meu la care trebuie să mă trezesc în fiecare dimineață ca, ca, să pot trăi. Deci să ca să nu mor. Dar aștept să mor oricum. E, e absurd. merg la lucru ca să lucrezi ca să nu mori, aștepți în, în final pensia ca să poți să mori în pace. n -are să... Se bate cap în cap. Deci cine n-are un adolescent în casă să-și-l facă un tânăr. Uh... Ideea care, dragilor, fiecare e cu generația lui și cu conceptele lui. În momentul în care ne lăsăm ghidați de înțelepciunea dumnezească divină spre unde trebuie să mergem în viața asta, și asta va fi prin muncă, rolul muncii este binecuvântare. Este binecuvântarea ca și rezultat, este binecuvântarea ca și proces, este binecuvântarea ca și concept da, și se spune că Homo sapiens, omul, se diferențiază de animale prin faptul că poate să contempleze ideea abstractă de scopul vieții și ne dă foarte multă siguranță că așa au fost să fie. Da, ne liniștește. Undeva merge în extrema, nu sunt eu de vină, așa au fost să fie, Dumnezeu așa a decis, așa mergem înainte. Ne dă o situație de confort și e bine, ca și concept Dumnezeu a lăsat asta pentru ca să putem să ne ancorăm în situații care ne lua mințile de durere ca și a anumitor lucruri care s-au întâmplat. Fix așa când David a făcut epilepsie. Vă dați seama, n-a fost un moment plăcut. A fost momentul ăla în care îmi venea să mă dau cu capul de pereți. Odată îmi venea pe mine să mă strâng de gât, cum eu ca și mama am permis, de, eu sunt Dumnezeu în viața copilului meu. După care a venit momentul ăla în care a zis, toate s-au întâmplat fix așa cum a trebuit să fie, pentru că eu să ajung unde sunt. Dar în fiecare moment, ceea ce faci cu ceea ce este și ceea ce lucrezi, muncești, nu doar fizic, ci și intelectual, cognitiv, emoțional, este încă, cel să... care te va duce la rezultatul de mâine. Acum. Da. Încă un lucru. La partea cu libertate din cele trei sensuri ăsta dau. Nu-i numai lanțurile, să zic așa, a societății. Și lanțurile soartei. Să nu decizi că m-am născut sărac, așa a trebuit să fie, n-am ce să schimb. Se să refuz să-ți iei soarta în propriile tale mâini. Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru cu un scop ca să-l folosim. De ce să ai liber arbitru dacă o să stai și pur și simplu o să faci ceea ce vine către tine? Să te ducă curentul. Go with the flow! Mm -hmm. Bun. Uh, Haideți să luăm câteva întrebări. Dragilor, uh, scopul meu pentru zoom de astăzi nu este să aduc un expert în domeniul jobului să vă vorbească de cum trebuie să lucrați responsabil ca și un antreprenor, tragi pentru firma șefului, ca pentru tine, bla bla bla. Voi știți asta. Cei care 100% își depun energia, munca, intelectul, vor fi răsplătiți. Scopul este pentru acest zoom este să deveniți conștienți de munca pe care o depuneți, unde o depuneți, de ce munciți în acel domeniu și care vă este scopul. Exact. Foarte, foarte bine zis. Întrebări, dragilor. Haideți pe unmute despre muncă și despre job. Da, intiun, îmi place, rozmarin îmi place, Ghimbirul îmi place, peppermintul, Citricele, toate astea clarifică, aduc claritate și din punct de vedere limfatic, curăț, automat aduc și claritate mentală, dar mai presus de orice este energia, driving force ăla care te duce. Întreab David, spune într-o frumos, trebuie să mă reamintești în fiecare zi că trebuie să muncesc. Nu. <laughs> trebuie să-i reamintesc că trebuie să odihnească din când în când. Mm -hmm. pentru că why meu a fost trebuie să demonstrez că pot că am valoare, că sunt că exist, că am o menire că am o chemare și why-ul ăsta n-a fost legat de ce salariu am niciodată n-a fost legat de cât de mult sunt apreciată, am avut drive-ul ăsta intern, a fost de scopul măreț cu care am fost creată în această lume și cât de mult îmi îndeplinesc scopul și chemarea în această lume sunt sigură că nimeni nu vrea să trăiască o viață de rob. Fiecare, una, una, din dorințele noastre profunde este libertatea. Dar dacă nu o avem, înseamnă că nu suntem gata, n-am ști ce să facem cu ea. Cum se ja cheamă jocul, întreabă Ovi? Uh, persona, 3, 4 și 5. Ok, nu facem reclamă la jocuri. Da. Not a good thing, da, uh. să gameri. <laughs> Aici nu asta promovăm. Întrebări, dragilor, unmute sau un concept. Exact, foarte bine zis, Livia. Super, super bine spus. Avem întrebări legate de muncă? Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Notăm numele jocului. E greu, e greu și complicat, nu-i pentru toți. Nu mă păia care au avut pe Silvia ca mamă, da? da. <laughs> Să-i provoace. Foarte, foarte, foarte adevărat. Haideți să vedem, dragilor. Haideți să ne uităm puțin în viețile noastre. Trei băieți. A, ah, Rozica, bun, atunci s-ar putea să le placă. <laughs> Depinde de vârstă, trebuie să fii la o anumită... Ca... Jocul știi cu două sensuri, zic așa. Poți te... La fel ca viața, poți să te bucuri de el fără să-ți dai seama de sensul lui, ca o nouă grămadă de chestii. Ai citit -o carte, vai ce carte interesantă, dar n-ai scos nicio concluzie, nicio lecție de viață din el. That's tough. By the way, jobul meu și munca mea numărul unu în viață este the legacy pe care o las pentru generația următoare, pentru copilul meu. Fapt pentru care vine David cu chestii, mamă, să vezi ce joc am jucat? Eu de mic l-am întrebat, David, ce ai învățat pentru viață? Nu am spus că astea sunt prostii, chiar dacă uneori am spus, sau asta nu contează, uneori am fost tentată să zic și asta și am zis-o, dar întotdeauna a fost, ok, David, did you enjoy? Ok, te-ai bucurat de -a. Care este lecția de viață? Cu ce te ajută practic? Pentru că generația asta, apropo studiați, mileniarii, gen Z și toate astea, iau un cu totul alt mod de a percepe lucrurile. Am avut un fight cu David și în 15 minute... Mental, atenție. Mentală, da, fight mentală, da, emoțional. Și în 15 minute și-a făcut psihanaliza, la care mie mi-a trebuit 3 ani de terapie psihoterapeutică ca să pot să-mi fac psihanaliza aia. Și el în 15 minute a făcut-o. De ce? Pentru că I did my best. I show off. I, I show up în fiecare zi. Așa cum am fost eu. Nu m-am cu toate momentele. Au fost momentele când am dat-o bară big time. Dar am venit și am zis, David, îmi pare rău, am a lousy mother. <laughs> Ajută-mă să fiu mai bună. Și asta este jobul nostru cel mai important, dragilor. Degeaba ne pierdem în a face o carieră atâta timp cât nu are impact pentru generația următoare. Pentru că practic pierdem. Și cum zice Ecleziatul, degeaba muncești dacă generația următoare nu știe să aprecieze Degeaba îți faci un nume care odată cu tine mormânt s-a dus și autoritatea și funcția. Care este contribuția noastră? Iar contribuția noastră ca și părinte, că am, am văzut câteva mame au zis că în momentul în care au rămas să-și uh, crească copiii, da, adică în îngrijire de copii, au intrat în depresie. Bin dar da, Vedeți pe asta? fix așa am zis că tu m-ai oprit, eu deja eram manager, director de radio, de rețea, bla bla bla, România era deschisă, erau 25 de stații de radio și eram director de programe și mamă, și a venit ăsta să mă oprească, avem 22 de ani, 21, da. Și mi-am dat seama că acolo era scopul vieții mele. Eu nu vedeam valoarea mea de om, care mamă, eu nici nu mă vedeam ca mamă, pentru mine aia era cel mai important. Iar cel mai important lucru este ceea ce lăsăm în spate. Haideți să ne bucurăm. Haideți să ne asumăm viața așa cum este. Iar jobul nostru nu este să performăm la o firmă, la o corporație. Numărul unu este să ne trăim viața împuternicit, asumat, conștient de moarte și viața mea și în viața lui. That's Asumându-ne libertatea și consecințele. Că, da, în momentul în care îți asumi viața, tu îți consecințele. Și care mi acolo? Uh, libertate, adevăr și moarte. Și adevărul. Și adevărul nu întotdeauna place. Mamă, uneori știi cum? Așa, să iei în in your face. Dar este foarte important. Exact. Momentul când mi s-a depistat cancerul de os a fost momentul decisiv că eu să-mi schimb radical stilul de viață. Super, Valentina. Apropo, ăsta e. Practic, ai fost pus în față, în față cu moartea. Și acolo vine scopul vieții. Băi, care e scopul vieții? Că uite, moartea e aici, iminentă. Da? Pericolul. Pe supraviețuire. Poți, să grija de mine. Foarte, foarte, foarte important. Nu putem să avem grijă de alții dacă nu avem grijă de noi. Sunt mamă casnică de trei băieți, 7, 11 și trei ani și 10 luni este serviciul meu. Cristina, ai cea mai mare chimare și cea mai grea. Mie mi se pare mult mai ușor să fii, nu știu, Președinte de companie, decât să trăiești de viața autentică, 100%, în familie. cu familie. Cu bune și cu rele. Ok. Dragilor, aveți întrebări? Bună La mine sau la ficiorul meu? El e angajat la noi, la firmă. El lucrează pentru mine. Ei, și uneori mă supăr și spun, dacă n-ai fi. Nu, Taci, mă. ce vrei zici că te plătești la negru? Ești alb. Și uneori îi zic, dacă n-aș fi măta Luna asta nu ți-aș da salariu. sunt foarte radicală și eu zic în față. E, yeah, încă o chestie să adaug. Uh, să dau. Um, ne ducem acum un pic în metodologie, că îmi place. Mulți, când vă spun persoane, efectiv, dați trup morții. La ce vă gândiți? Dați-vă în Efectiv, da dați un corp fizic de om. De om? Da, efectiv, de înger om ce ce zice. Dați o formă mai, fizică morții. Îi arată așa cu cu de asta negru, până jos și cu coasa mână. Ok, ce emoții îți e, scoate la suprafață atunci când dacă l-ai vedea? Uh, respect. Uh, a, poate ar fi și la cravată așa cu un uh, cum să zic, un dosar așa, zice: uh, ok, aici e factura, trebuie plătită." Și așa se zică, hai! Ah, ok, eu tac. Dragilor, dați-o da fiind moarte, moartea, cum o vedeți, cum o vizualizați? O persoană îmbrăcată în alb, alb. de care mi-ar fi teamă că dacă o văd mi-ar spune că am venit să te iau, că nu, nu ar duce nimic pe pământul ăsta. Nu ai avut o viață suficient de semnificativă este un citat care spune, iadul adevărată este atunci când ceea ce tu ești se întâlnește cu ceea ce ai putut să fii. Că nu ți-ai îndeplinit potențialul. Da, îi, mulți au dat, și mai ales în mitologie, au, dat, au făcut moartea foarte -o coșătoare, să zic așa. e au dat cea mai mare și impractică armă posibilă, coasa. Dar, de fapt, dacă ne ducem în tradiție evreiască, cine îi moartea cu coasa, pentru că și ea un Arhang arhanghelul morții, el e, e scris că e cel mai gingaș și plăcut din toți îngerii. El nu, el nu omoară. Te omoară viața, te-ai omorât tu. Jobul lui e să ducă oamenii de pe lumea asta pe cealaltă. Și dai seama că trebuie să fii destul de blând ca să poți să calmezi un om care numai ce -o, i-a -o căzut avionul. Nu. Și să duci pe viața cealaltă. Deci, noi, ne practic, ne-am pus, și mai ales societatea asta, moartea ca fiind un lucru negativ. E nu e negativ, e pur și simplu un fapt, ea există, e neutră pozitiv sau negativ definește cum ți-ai trăit tu viața. Viața definește moartea, la fel că e nu poți să ai una fără alta. Aia mi-e teamă că nu am trăit-o la adevăr. Trăiește-o. Știi? Nu că, nu că, vine și mai ea. Nu am treabă cu asta. Mi-e mi teamă că nu am să urmă nimic uh, important sau ceva care să fi avut cu adevărat Vă pare. Nu, nu știu dacă mai experiment cum trebuie. Foarte, make da, da. sense. Pe asta și asta e iadul. Să înțelegi potențialul pe care îl ai și să stai acolo unde ești. Păi Natalia, trăiește-ți potențialul maxim, draga mea. Dar fă fiecare zi job, muncă. Băi, eu am munca să îmi scot potențialul la suprafață. Potențialul meu este, nu știu, să am impact. Vorbesc despre mine. Cum pot să am impact? Păi, ce mă pasionează? Mă pasionează neuroștiința, mă pasionează familia, mă pasionează sănătatea, mă pasionează fizica cuantică. Întrebați-l de câte ori, Eu zic, vine cu acea și ascultă cu mine că eu nu pricep aici. Cei? Și ce el ce vine și mi explica anumite concepte din, neo, din fizica cuantică, băi, nu se cuplează la mine. Zic, stai aici lângă măta, eu omi, mi-ești dator, te-am născut, mi-ești dator, stai aici și explici măta. ta. <laughs> Fix așa vorbesc cu el și încerc să muncesc. Eu muncesc în fiecare zi la potențialul meu ca să pot să vin și să inspir pe alții să-și trăiască potențialul maxim. Natalia, ieși din zona de confort. Eram sigură, sigură că vii cu în fond. apropo, apropo, dragilor, nu trebuie să fim ceea ce nu suntem. Eu cred că darul meu de vin este divin, este să trag palme și să dau șuturi la oameni. Dar mi-l asum. O fac atâta cu mindfulness. Și cu atâta o bucurie. Mă, asta este rolul meu. Și la mine, atenție, Natalia, vor veni doar aia care au nevoie de o palmă și de un șut în fund. Aia care au nevoie de jugul lugu și așa, aia nu vin la mine. Dumnezeu mi-a trimis un băiat, un bărbat, care și azi aici să te pocnesc. Zic, nu te da la o parte. Că te Bine, înțelegeți că în glumă, adică da. nu credeți că nu sunt tropesc în bătăi, că nici n-am nicio șansă. Mă ia așa de mâini și mă ține. Cred că o singură dată i-am dat la fund. <laughs> nu, o dată peste Pemper, și te-ai supărat tare, ai luat-o personal, chiar că dacă n-ai simțit. Și o dată erai clasa a treia și după patru ore în care, patru ore continuu în care te-a rugat să strângi din cameră, n-ai strâns, am zis, that's it, nu mai suport. și a luat-o la fund. Deci de două ore a luat-o în viață la fund, da? O dată peste pempăr și o dată foril. Ăsta este copilul meu, este rezultatul meu. Cu bunele și cu relele mele. Și ăsta e jobul nostru. Așa că, dragilor, sper fiecare să găseți împlinirea în munca pe care o faceți în fiecare zi. Și cea mai mare muncă pe care poți să o ai în viața asta este să te găsești pe tine și chemarea divină pe care o ai. Iar când vine îngerul ăla îmbrăcat în alb, Natalia, să se uite la tine și să zică You did your best și mai și surprins, bă, femeie. Chiar nu m-am așteptat. Asta este. De a munci în fiecare zi la noi înșine. Prin hidratare, alimentație, partea asta fizică, care avem nevoie, băi, vrei, nu vrei, suntem ancorați. Eu încerc să nu dorm nopțile, bă, dar nu pot, plătesc factura big time, mă doare capul și acum, că ultimele nopți m-am trezit la 4 și m-am culcat la 11-12. Dar plătesc factura, că nu mai am 20 de ani. Doamne, la ce, la 17-18 ani, deci nu dormeam săptămâni în șir. Eu habar n-am cum funcționam, pă bune, acum sunt geloasă. Acum la 40 e diferit. Deci fizicul trebuie să ne facem tema de casă. Să văd că în vorbește vorbești prea mult, așa? Da. Mulțumesc. Lasă, ce hai să vă spun. Vă dau exemplu cu sală, că e ce petrec eu cel mai mult. Niciodată mâine nu o să regreți că azi n-ai fost la sală. Nu. Niciodată nu o să regreți mâine că azi ai fost la sală. Așa. O să regreți numai că n-ai fost. Exact același lucru. Mâine nu o să regretați că v-ați scos de pe mult și ați vorbit ceva. Ia, hai aici un gând, o idee, un aha moment din seara asta haideți să vedem, primiți un ulei un produs, un ceva de la tutera, whatever, ce vă doriți nu rozne diluat, că la nu l-am toc. O să-ți spun ceva? Da? nu știu, care a făcut-o în mute, nu știu uh, a, ah, Carmen, Carmen a ridicat mâna hai Carmen, scuze, Rozica uh, de exemplu, eu moartea că tot s-a vorbit de moarte, eu văd ca doar trupească sufletul se poate întoarce și ai o nouă șansă de a deveni mai bun. Auzi, dar de ce de atâtea ori să mă întorc aici, domnule? Eu vreau acum, I did my best și mă duc, gata, pe data viitoare devin arhanghelul la șapte galaxii. Deci o să ai a care, acum, <laughs> foarte bine, Carmen, mersi, da, 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 da. Mulțumesc și eu. Super. Uh, Ruben, te rog frumos să scrie Carmen Buda un, uh, un ulei, un touch, ceva. De, de ce avem acolo? Vreau să mai ofer posibilitatea cuiva. Un aha moment, un insight, o conștientizare. Tu știi că noi vorbeam nu despre moarte, despre muncă. A, dar, de fapt, muncim toată viața ca să ajungem acolo. E ok, hai. Da. Zi, Rozica. Eu vreau să spun și despre muncă ceva și despre moarte. Hai, despre muncă. Cum consider eu personal munca? Un dar de la Dumnezeu și dacă suntem în ea, suntem cu un scop precis. Deci, cu un scop. Nu să ne trutim, nu să ne stresăm, avem un scop minunat. Și despre moarte, cum percep eu moartea, ca un punct culminant, când suntem eliberați de tot ceea ce am făcut, programați să facem cu bucurie și intrăm într-o -un, într dimensiune unde vom cunoaște mult mai mult decât acum. Vom, vom fi ca Dumnezeu, vom cunoaște adevărata fericire la maxim. Deci e ceva bun, e ceva bun. Depinde, cum a zis David, ce ne alegem. Dar moartea nu ne sperie. Moartea are un rol să ne spună, gata, s-a terminat călătoria, intră în ce ți-ai ales. Corect, clasa următoare. Ai terminat clasa da. merge în clasa a doua. E inevitabil, dragilor. nu poți să te ții cum ești cu picioarele. Da, eu vreau să-ți dau clasa 1. Amă, level up. Bun, da, E avem... o persoană. A, avem, avem destui ani la dispoziție în care să alegem cei buni. Și Dumnezeu ne-a dat și mintea asta să o folosim cu un scop și să facem discernere între situații azi, nu mâine, azi, cât se spune azi. Exact, exact. satisfacția mea e să lucrez cu acest bărbat lângă mine. Să mi dau la ceapă, să zic azi, acum, aici, lângă măta, lucrează. Vrândușa, Mersi, rodic Deci, iarăși de azi și de mâine și de uh, muncă și de uh, și de moarte. Deci, ieri mai da pe spate, Silvia. Cred că ți-ai dat seama cu moartea și cu asta. Deci, de acum 8 ani de când am murit tati, Dumnezeu fie iertat așa de pe azi pe mâine, în Sfânta Zi de Crăciun și ne-am șocat și a trebuit să organizez în mormântare de la Arad spre rădăuți, unde erau toate. Deci a fost cumplit și așa și de atunci cam așa trăiesc, cam cu groază că o să vină momentul când și mami o să plece tot într-acolo și așa. Deci frica aia de, știi, ce se întâmplă și să stai tot timpul în acțiune și dacă nu răspunde în secunda a doi, mami la telefon deja intră în panică. Și asta, asta fiind legat de moarte și așa, dar pe de partea alta, sunt, cum să zic, sunt așa când mă gândesc cum a murit tati și cum l-am ținut în brațe și cât de liniștit am fost și când l-am văzut pe el de liniștit și... Adică, câte zilele omului, știi? Vii să petrece Revelionul împreună cu copiii, fac 600 de kilometri, noi 1200 din Germania, ne întâlnim la Arad și după aia mă duc și îl duc în, 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 în complet altfel de cum a fost planificat. Deci astăzi ești, mâine nu ești, trăiește clipa, bucură-te de astăzi, bucură-te de acum, nu mâine, că fac probleme, că n-am aia, că n-am aia. Dacă-ți faci griji, dacă-ți faci probleme, tot nu o să le ai. Gândește-te pozitiv, atrage numai bucurie și trăiește clipa, bucură-te de ceea ce ai acum. Iar după 38 de ani de muncă, în care am lucrat și 12 și 14 ore pe zi, ca să pot să-mi fac liber, să pot să vin la iubitul meu în Germania câte o săptămână sau câte 3-4 zile, am băgat ca alcoolicul și ca asta. Și după 3, 38 de ani de, mi-am dat demisia și am plecat. Am plecat în China, că acolo era altfel. Și am plecat în China și am învățat să trăiesc pentru mine și pentru el. Și am învățat să fiu casnică, care e o meserie de toată pleazna asta, trebuiască să faci tot timpul același lucru și să lucrezi tu pentru tine tot timpul. Dar, cum să zic, mă bucur, mă bucur de ce am și sunt fericită. Și sunt fericită că am ajuns la vârsta pe care o am și că aștept cu bucurie ceva să vie și sunt mi bine. Super. Și chiar aș vrea ca multă lume să, să, să ajungă când o fi în anii mei. Să ajungă așa ca mine și să, să bucure de ceea ce are și ce cum are. Și poate chiar și mai mult. Și că când vorbim trei. Normali. Da. Totdeauna pentru cei care vin din spatele tău, totdeauna pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, toată lumea își dorește mai mult. Deci să ne depășească cu ăsta. Iar eu întotdeauna am fost o persoană care am dorit la toată lumea binele și n-am dorit. N-am fost niciodată invidioasă pe cineva de ce are sau cum are. M-am bucurat din toată inima, și am zis: "Doamne, dăi sănătate", sau când aud pe cineva că câștigă la lot sau la lotto sau la trega Doamne, dă-i bucurie să se... și minte să se știe bucurat de ceea ce au primit. Da, da, Brândușa, apropo, super, super, mersi mult, dragilor, a trăit pentru tine, asta nu înseamnă un mod egoist, vă rog frumos să înțelegeți că absolut orice concept are și bine și rău. A trei pentru tine poate fi un mod egoist în care doar pentru mine, mi mai self and și a trei pentru tine asta înseamnă să vezi care sunt nevoile și să poți să binecuvânți cu alții nevoile pe care le identifici. În viața ta, cum și aici, Apropo, tipa care a creat bă, o chestie foarte interesant. a creat um, um, lingerie intimă, invizibilă, cu spandex, în fine, e o întreagă mișcare, a fost foarte enervată, frate, că trebuie pe sub roche să îmbrace lingerie care se vede și a zis, o să concep ceva care să nu se vadă. Și a făcut ceva cu acel ceva, adică a fost nevoia ei, dar care a știut să o aducă spre beneficiu altora. Și asta este, este, un mare, mare avantaj. Vă rog frumos toți care au vorbit, scrieți la asistentul, uh, asistentul familiei, Ruben, și cereți un taci. Mă gândesc un intun, merge, așa, să ne găsim tunarea perfectă. Ok, Cristina, nu, nu poți să nu te las să vorbești, că deja te știu de la te Păi <laughs> eu mă expun, bună seara, mă expun bună ca să-mi iau de ruperea a uh, nu neapărat pentru ulei, dar uh, astăzi, în această seară, David m-a ajutat să înțeleg înțelepciunea bunicii. Și ea spunea de multe ori că iadul este pe pământ. Trăiți-vă viața. Acum am înțeles de ce iadul este pe pământ. Pentru că atunci când va veni Sfântul Petru să mă ia, pentru că el va veni după mine, care cheia raiul așa să mă bage în rai, voi, voi trăi cu regrete și voi avea frustrări pe care nu pot să le mai remediez dacă nu trăiesc viața la maxim și voi pleca în așteptare, poate pentru nouă viață, undeva și clar frustrările o să le port. Eu nu cred că plecăm cu sentimente de aici mai puțin bune și acolo o să fim niște îngerași cu floricele, cu fluturași, să ne îmbrățișăm toți o să fim live. Nu, eu cred că plecăm cu umirile de, de, pe pământ. Azi, ia, de, da. super, Cristina, scuze, de îngerași. știi? Că eu așa, da, înger, înger, la care David la un moment dat zice, mamă, dar tu înțelegi cum arată un înger, un arhanghel? Scai e așa cu are, nu. Și când mi-a dat descrierea biblică, numai aripile ce măribe trebuie să aibă ca să ducă A... un om. Ca... Ați văzut versetul? Care de foc, cu foarte mult ochi și șase perechi de aripi. Deci, nu arată stai, să... Poți să dai un screenshare. Da, vezi când suntem la zoom din de, de altceva. Ok. Biblică, Auzi, dar nu speria lumea, te rog frumos, conceptele tale. Mă mm, okay. Ah, ok, de... nu, de asta, asta primul, dacă vrei. Uh, da și a ah, no. că nu nu te lasă. Bun, ideea care googleați, ideea de înger, da, este o cu totul o altă dimensiune și când vorbim de prezența cuiva care să ne ajute să trecem la nivelul următor, pentru unii este înfricoșător dacă o luăm așa cum ești. și da, uneori este înfricușător să treci la următorul nivel pentru că vine cu foarte multe provocări. Ok, trebuie să dai examene, trebuie să demonstrezi că ești gata pentru următorul nivel, pe toate planurile, da? Dar pentru cei care și-au făcut temele de casă, este, cum să zic, eliberator. În sfârșit, te-am așteptat. Sunt gata pentru următorul nivel. Să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare zi să facem exact munca pe care o facem să fie exact cea care să ne susțină pentru următorul nivel. Cognitiv, fizic, emoțional, spiritual, din toate punctele de vedere. În fiecare zi să facem câte ceva. Pentru că asta este secretul. Ok? Vă îmbrățișez, vă pup, mulțumesc. Vă rog frumos cei care ați vorbit să scrieți la Ruben. Da? asistentul familiei Ruben și să cere să vedeți ce are pe stoc, cât e un intun, cât e un taci, cât e un plemon gras, ceva ca să ne, să ne desfunde pe toate sistemele. Și ne vedem mâine la Bootcampul metabolic și vom vorbi despre, despre, despre. Nu mai țin minte despre ce o să vorbim mâine, dar anyway, despre un subiect foarte important legat de, și vă spun acum, mami, s-a deschis, toxicitatea. Ai! Intrăm în toxicitatea cognitivă, toxicitatea relațiilor, toxicitatea mediului, nu doar fizic, ci toxicitate per total, care este rolul toxicității, cum vin paraziții să consume toxicitatea și în relații și în viață și cum putem să ne curățăm din toate punctele de vedere. Mulțumesc mult la du-te te rog iubita și te culcă! <hă> Și mă bucur tare, tare mult. Chiar ești un exemplu de împuternicire și de femeie care ți-ai sumat viața. Și dacă la început, când ai venit, mi-ai spus că oh, eu nu prea sunt bună la aia, la aia, eu prea mult, asculte, prea mult, așa, ții minte ce ți-am zis. Astea sunt darurile tale, dragilor. Defectele care le vedem noi sau că eu nu sunt ca toată lumea, sunt niște daruri divine, doar trebuie să știm să le valorificăm. Atât. Eu vă mulțumesc că m-ați primit, și că asta am început. Bună, eu știu de Uli dar mă primiți la pe echipă. <laughs> Așa că mulțumesc. Oh, Avem okay. aici atât de multe resurse încât nu vă puteți imagina. Sunt hey. multe echipe care nu au ce noi aici. Așa că să profităm la maxim de tot ce ne oferă Silvia și cu Sergio. Eu, eu vă spune. mulțumesc de atenție și de David. Uite, mai nou vine și David în zumurile noastre. Și <laughs> Ce vrei să zici? Uite, aici am văzut un comentariu. David, eu cred că sistemul educațional te-a ajutat să gândești așa. Nu. Sub nicio formă. Mai mult m-a încurcat. A treilea scop, libertatea. Uite, sistemul educațional a fost lanțurile la care eu trebuia să le rup să mă lase în pace. Educațional românesc, dar te-am încurajat. Mă ta da, te Mai că mi-am ajutat, dar nu sistemul educațional. Ăla nu cred că a fost de folos deloc. <laughs> ba, ba. te a ajutat să-ți arate. Uite cum poate cineva să te da, limiteze, să și tu să poți să depășești și să rupi limitele alea. What doesn't What doesn't kill you makes you stronger. Exact, asta e citatul lui. Bun, dragilor, vă pup, vă îmbrățișez. Probabil vor să zic că și educația de acasă. Păi, sistemul educațional și părinții. A, părinții, a și părinții de da. Părinții, okay. da, sistemul educațional. De de <laughs> Cel mai bun mod de a ne educa copiii este să trăim o viață împuternicită. Așa îi împutercim și pe ei. Vă pup, vă îmbrățișez, ceau! ciao. ceau!